Hei, salut prieteni, sunt gata, am îmbrăcat, mă duc până la bunica mea pentru că trebuie să o ajut să dea niște roșii pe mașină, să ceva, nu știu exact, văd acolo, face niște conserve, ceva pentru iarnă și trebuie să mă o ajut cu niște roșii, asta știu sigur, dar ce face din roșiile aia, nu știu. Da, dar zi-mi întâi ce facem cu astea, adică ce le facem, suc sau ce? Suc de roșii, da? Și aici am eu treabă, da? Sucule, acolo ai tu treabă, dar vezi că trebuie să umbli la el, nu știu de ce, nu mi s-a prins bine acolo, iar astea trebuie să fie unite. Uh-huh. Și nu mai pot, nu știu. Uh-huh. Gata, îi dau vice, da? Îi dau vice, s-a unit acolo. Da, aia. Da. Așa. Trageți mai aproape, mame Ligiană. Gata, am terminat, am dat 2 ore și ceva la pedale în continuu. Cam asta a ieșit. Și acum au mai rămas astea. Să le mai dăm o dată. Să le mai dăm o dată că mai iese suc. Hai că am ajuns acasă, am niște treabă pe aici, iar apoi o să mă duc la F64 să-mi iau comanda pe care am dat-o vineri. Dacă ați văzut vlogul de vineri, o să mă să-mi iau comanda. Și o să vă și arăt ce mi-am luat. În sfârșit, după o perioadă lungă de timp, am și eu alarmă la mașină și geamuri. Am plecat la F64. Cred că v-am mai spus cum s-a rezolvat treaba asta cu geamurile. Am mers la un electrician și era în burduful ăla de la ușă un fir rupt. Aia a fost singura problemă. Asta căutam un electrician să uite la fire. Și am găsit, s-a uitat la fire și firele erau. Nu era calculatorul care costă 8 milioane sau ceva de genul ăsta. Deci am avut noroc cu treaba asta, s-a rezolvat foarte, foarte simplu. Gata, am luat ce am avut de luat. Asta este o pungă. De când îmi doream o pungă de la ei, să pun cartofi în ea. Vrei să arăți Oana ce mă dă? Așa ceva. Hai să vedem, vedem și cum filmează, nu? Hai să mergem la divertile. Acum? Nu acum. Săptămâna asta sau... Să-l testăm, nu? Da. Aici. Ce vrei să-l dau? Să-i mor de cald, în prima fază. Ceva care se taie asta. Un unboxing așa... Pe genunchi. Pe genunchi. Cărticele, cărticele, stickere GoPro, un cablu cu care să-l încarc și 2 de-astea. E mai solid decât e în videouri. Se pare că filmează și în priză, ceea ce este un lucru foarte bun. Filmează acum. Da? Da. Ce vrei să băgăm pe asta mică în apă? Asta vrei? Mhm. Păi să o testezi, nu? Da. Păi și oricum vreau să mergem la... Mergem la... Piscină. La terme mergem. Dar este un lucru excelent că filmează la încărcat. Ceea ce nimeni, niciun review pe care l-am urmărit eu și credeți-mă că în momentul în care mi-au ceva, fac un research... Bomb, am stat 3-4 zile, cred că am văzut toate videourile cu GoPro Session de pe YouTube. Și n-a spus nimeni treaba asta. Toți se plângeau de faptul că față de un GoPro clasic, ăsta Session, nu poți să-i scoți bateria să-i bagi alta, dar nimeni nu a zis că poți să filmezi cu el la încărcat, ceea ce este excelent. Dacă e o baterie de aia externă mică așa și o lipești cumva pe spatele GoPro-ului sau de cușca asta, e foarte, foarte simplu de filmat 7000 de ani cu el. Nu știu cum dacă are limită, cum au camerele de asta de 30 de minute. Da, cât ține bateria? Ci că vreo oră jumate, două. E bine. Ceea ce... Bine, filmezi o oră jumate, două. Și oricum, bănuiesc că are o baterie micuță și bănuiesc să se încarcă repede. Da. Da, o mai lăsăm să se încarce și o să-i facem un test drive. Gata. Așteptăm în soare așa. Sunt tare curios, abia aștept să ajung acasă să văd cum se vede.
N-ai văzut review cu ea? Am văzut review, dar vreau să-i fac un review al meu, să văd ce știe să facă. Oricum, prima impresie e că e foarte, foarte mică. La spornei la ea? E în mașină. Ne-am întâlnit un pic cu Mihai acum aici afară. El se duce să se vadă cu Andreea lui vreo oră. Noi mergem să mâncăm cât o mânca. După aia, dacă vrea să mai stea, Ana mai stă, dacă nu, o să duc acasă. Și o să mă văd cu Mihai pe la 7, e 6, acum se vede pe la 7. I-am zis că dacă mă bag în casă nu mai ies. Dar dacă tot merg cu Ana să mâncăm. Alo, da? Bună ziua, Bogdan sunt. Da, să te aici. Stăm cu carburatorul ăla? Da. Păi vin la încheiat acolo, da. Vin la încheiat. Mai are niște probleme pe la el, dar să sperăm să meargă. Deci asta e cam tot ce puteți să-i faceți în afara mașinii. Da, exact, da. Da. Dacă aveam mașină, speram mai mult. Am înțeles, da. Da. Eu sunt după ora 10 acolo, mă găsiți până seara, acum plecam de la atelier. Bun. Acum am plecat, sunt pe drum, spre casă. Eu nu locuiesc acolo. Am înțeles. Da. Păi atunci deci mă găsiți mâine. Între 10 și mâine, da. Când puteți veniți și luați și îl puneți acolo, vă arăt eu reglajele care sunt. Să dea Dumnezeu să merg. Adică măcar să o aduceți la mine, că dacă o am mașina, Da. Rezolvăm mai mult cu ea. Da. Bun, eventual vă sun înainte și... Vă sunați înainte, da, să nu fiu cumva, cine știe, plecat. Da. Gata, am lăsat-o pe Ana la mașina ei să plece și ea spre casă. Este ora 7:05. Speră să nu mai prindă așa mare aglomerație. Dar nu se știe niciodată în Bucureștiul ăsta. Și eu mă duc până la Rond, la Alba Iulia, să mă văd cu Mihai, să stăm la un suc. Ok, deci vreau să fac o comparație. Asta este camera mea Sony, cum filmează și cât de wide e. Și acum o să trecem la GoPro să vedem cum se vede. Cât de bine sau cât de rău se vede noaptea și cât de wide e. Bun, asta e GoPro, ar trebui să fie super wide, la că îl țineam mai devreme într-un fel să mi se vedea mâna. Dar sunt curios cum se vede, dacă se vede luminos sau nu, cu purici, fără. Sunt curios cum filmează aici afară. Aici e un pic de lumină, ar trebui să filmeze chiar super bine. Ia uite aici o mașină să șmecheră. Nu știu ce e, dar e ceva șmecher. Gata, am mai stat un pic cu Mihai și acum mă duc spre casă. Tună și fulgere în disperare, deci s-ar putea să vină o mare, mare furtună. M-am jucat cu GoPro-ul o grămadă. Din păcate e noapte și n-am avut rezultate foarte, foarte bune. Ori nu e foarte, foarte bun în lumină slabă, ceea ce nici nu mă așteptam să fie senzațional, dar oricum, ori nu știu eu să-i fac setările momentan. Oricum o să mă mai documentez și vedem ce și cum. A început să plouă afară, dar ca lumea. Măcar acum poate să mai zboare carcala aceștia. Wow, ce-a fost acolo, nici nu am... Da. Mâine trebuie să-l bagi sub apă, să vezi... Păi nu vreau să bag acum. Pune-l în ostropel. Merge și în ostropel. Da. Da, probabil că da, o să vedeți, vede mai mare spate, mai mici o față. Da, dacă îl pui într-un asfalt, de exemplu, dar nu chiar o fiență, da. Și acum sunt curios cum se aude microfonul după ce l-am scos din apă. N-am trebuit să aibă nimic. Ba da, o perioadă s-ar putea să aude destul de nașpa și după aia, după ce se usucă. Da, dar cred că poți să-l ștergi un pic de tricou și gata. Deci plouă în ultimul hal, în ultimul hal, uite cum se vede aici. Se vede. Mi-e și frică să deschid geam. Da. Da, mă, uite. Și am vrea să văd, să filmez ce furtună e. Cu GoPro-ul, bă. Cu GoPro-ul, poți să-l scoți. Păi da, nu se vede așa bine. Aia, nu.
Mamă, deci e una dintre cele mai tari furtuni pe care le-am văzut eu în ultima vreme. Nu neapărat în ultima vreme, de multă vreme. E una dintre cele mai tari furtuni. E șmecher. Știu, mi-aduc aminte când aveam net de la o rețea de asta de cartier, da, ploa, când erau două picături de ploaie, gata, net. Era timpul gata să te bagi la somn. Întrebarea de a fost: ce metodă folosiți voi ca să vă calmați în momentul în care sunteți supărați sau nervoși? Și răspunsul pe care am întrebare de vine de la Tatomir Miorel și zice: ies cu bicicleta în parc sau în pădure, singur sau cu prieteni, și mă dau pe absolut orice cărare găsesc. Dacă ești concentrat să nu-ți rup gâtul, nu mai ai timp să te gândești la lucrurile neplăcute care te stresează. Exact, exact. Întrebarea de astăzi este adresată mai mult celor care consumă YouTube zilnic, ca să zic așa, și este: care dintre voi veniți în weekendul ăsta la You Meet la Romexpo în București? Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi lăsați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share să vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine!